Ei, și-au plecat ei, nu știu unde-au plecat. Nu e și eu, nu, nu e nici eu, nu. E dimineața, nu știu unde-au plecat. Asta ar fi eu, că nu știu unde pleacă în delegații, că au niște planuri. Asta și eu, mă prefăceam că dormeam. Spuneam ei, nu știu, că Franco, că pleacă, nu știu unde. Zic, nu știu. Dar dacă tot așa e, ca să-i trimit informații, să le spun PM-ii. Trimite trei streli, ia stai. Stai cu unii. Să-i trimit unii. Așa. Așa, bun. E streli să trimise, bun. Acum. Să-l sun. Ai unii cam aici la contact. Dacă nu mergi. Alo! Alo! Ce faci, Emi? Cine vorbesc? Tatai! Ce doriți? Am informații noi. Aici stau. Cu ce? V-am trimis două registrări. Acolo am registrat pe telefonul ăsta. Cum v-am zis. Și ați le ascultat și ați aflat tot despre dânsă. Cum facem să mă salvați aici, că e grav, e grav, dar am prins acum momentul ca să vă spun că, na, îți plecați test, nu știu unde au plecat, am aflat că nu și Franco vreți să pleci undeva, plecat test, habar n-am, nu știu chiar loc, văd ca un plan, ceva, aha, dar nu știu, chiar nu știu. Ați mai... Nu știu cum. Am trimis acelea, vedeți cum, acolo tot. Tot ce am registrat. Dar aveți o grămadă de ascultat, vreo două ori. N-am ce să vă fac. Am registrat acolo. Aha. Da, mă, prefăcem că dormeam câteodată. Spuneam telefonul. Ei nici măcar nu știu că am telefon cel de la dâși. Nu și cu dâși. Am pus aici pe colț. Că nu se uitau. Și registram. Telefonul e alb, știi? Și nu prea cunoaște. Dar acum unde se dește acum? În celulă, unii știu că pau aici o toleac. Au și bări. Ai de capul meu. Eu sunt că în celulă aici, nu știu, dimineața, o toleac. Dar văd că nu-i nimeni, nu-i nimeni, de ce nu-i nimeni? Plecat toată lumea. Unii plecat ei. Unul plecat. Așa sunt doar acolo? Da. Nu și ne-a plecat. Ai de capul meu, Emi. Cum facem? E că primești ceva la mine mașină, pe laptop. Ce ați primit? Locația. Locația? Da, dar am aflat unde sunteți. Da, aveți grijă că s-ar putea să aibă sniper, cum naiba zic la sniperi. Nu știu mai, sniperi, da, sniperi. Au aici sus, pe clădiri. Vă zic ca să nu veniți. Că n-ai cam rău. Nu știu ce să zic. Eu mă cunosc, cum să vă spun, mă cunosc o leacă cu aici, cu Franco, de... Am ceva ani, de când m-aș știu cu dânsul, dar l-am uitat că... A trecut ceva ani, e cam o fire de asta mai... Adică mafiat, fire mafiat are... Aici, prin toate țările, au spus, care, nu și mafii... Adică fiecare țară are câțiva mafioți, împrăștieți, se ocupă cu deșele ilegale, cu de capul meu, cât am aflat de la aștia. De capul meu. Da, ce să-i facem? Cu... Ce-ați mai... Ce plan băgăm noi? Ca să veniți? Sau... Deja ați făcut plan? A? Așa că am făcut. Am niște idei. Aha. Nu știu.
că nu veni, nu știu, chiar suspectul ne-a plecat. Că niciodată nu mă lasa el așa singur, nu știu, e suspect. Ceva, ui, ceva important. Aoleu, Că da. Emi, cred că m-a văzut un sniper de șala. Că păi, suntem la telefon aici, cam meu. Cred că stau așa. Să nu mă vadă. Hai că închid. Hai că închid. Închideți liniște că știu zona, știu unde s-a zâmbit acum. La Bine, hai. La revedere. revedere. La revedere. Dă-i băieță ei. M-a văzut sniper și ăla să nu-i spun lui Franco. Ori s-a părut. Uita la mine. Hai de cam eu. Vine că i-am spus lui Emitet. Nu știu când vrea să vină ei. Știu că e episod mic de roleplay, dar asta e. Atâta s-a putut. Hai că închid. Sper că v-a plăcut. Apăsați voi acolo un butonaj de like, subscribe și ne revedem în episodul următoare. Hai. Pa, pa. Oh, m-a vedit sniper și ala era acolo sus. Hai, pa, pa.